Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Gioană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi acestea... Azi noapte când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu domnul Popa Nicolae. Urgență. Domnul Băsescu. V-a chemat el în urgență? Pe domnul Gioană. Domnule Traian Băsescu, vă rog, este o rubrică cu întrebare și răspuns. Cred că domnul Mircea Gioană a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Gioană, răspunsul. Deci azi noapte v-a plăcut întâlnirea? Vă rog, Am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu. Azi noapte, da? Da. Vă rog, liniște. Așa cum ați avut... Eu am văzut-o pe World News. Domnule Traian Băsescu, așa cum ați avut dumneavoastră zeci de întâlniri cu acest domn în anii în care erați apropiați. Domnul Gioană. Și hai să Domnule Traian Băsescu, veți avea la dispoziție de asemenea timp, vă rog. Cred că a fost un lucru decent. Dar pentru că azi noapte, care a fost problema? M-a sunat după ce într-un interviu într-o gazetă de sport, i-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă să explicați că ați greșit. Și am avut o discuție, vă rog, domnule, despre ceea ce reprezintă o relație corectă între doi oameni. La dânsul acasă. La dumneavoastră acasă și la dânsul acasă, de câte ori ați băut whisky cu domnul Vântu în anii precedenți? Niciodată. Cu cubul sau fără cubul? Niciodată. Vreți să sunăm pe domnul Vântu de câte ori v-ați întâlnit cu domnia sa? Vă rog. Haideți să facem o legătură cu domnia sa. Vă rog. Atunci, nu am niciun fel de relație cu niciun om, mogul sau nemogul din țara asta, care să fie în afara principiilor și a lucrurilor cinstite în această domnul țară. Domnul Gioană, eu vă întreb un lucru. Ieri s-a întâmplat un lucru dificil. Popa Nicolae, cel care a fraudat gelsos. Cine este Popa Nicolae, domnul Băsescu? Vă spun eu. Popa Nicolae, cel care a gestionat gelsor și FNI, condamnat 15 veți avea ani. Ocazia, dacă vreți să faceți aceste precizări, condamnat 15 ani în România. Revin la întrebarea mea. Domnul Gioană, ieri a fost arestat Popa Nicolae, cel care a devalizat în numele domnului Vântu gelsor și FNI, alături de doamna Vlas, cel care îi căra banii cu sacoșa. Domnul Vântu are o mare problemă. Unul din martori a fost arestat la Jakarta. Îmi este cunoscută panica în care un om care se teme și care probabil l-a sprijinit să dispară din țară. Deci panica în care un astfel de om intră când martorul principal, vă rog să concentrați domnule Traian Băsescu. Când martorul principal apare și autoritățile românești îl prind. Când s-a întâmplat asta? Este în legătură ieri. Este în legătură chemarea pe care v-a făcut-o domnul Vântu azi noapte. Aceasta este a doua întrebare a lui Popa Nicolae. Domnule Băsescu. Considerăm o a doua întrebare. Domnule Băsescu. Este. Domnule Traian Băsescu, considerăm că este a doua întrebare. Aceasta este a doua întrebare. Vă rog, domnule Gioană. O uriașă minciună. Ați este penibil din partea unui candidat la președinția României să facă astfel de aluzii. Domnul Gioană, sunteți domnule disperat Traian Băsescu, vă și veniți acum, cu minciuni sfruntate, domnule Băsescu. Domnul Gioană, nu știu cine este răspuns, Popa, nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăștia, nu mai inventați și nu mai creați false discuții. Nu mi-ați răspuns la întrebare, ați fost azi noapte la Sorin Ovidiu Vântu? Că da, nu e nicio discuție, nu cunosc niciun Popa, dumneavoastră îi cunoașteți pentru cei care au probleme cu aceste chestiuni. Vă cheamă și vă duceți, domnul Gioană. Domnul Băsescu, mă îndrept către concluzia, eu mă îndrept către concluzia pe care vreau să sunteți disperat în această campanie. Nu, fiți liniștit, nu eu sunt cel disperat. Salutare tuturor, suntem... Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se fac... Hai să ne vedem, să ne auzim, da? Salutare tuturor încă o dată, suntem în podcastul Evenimentul Zilei cu un om... care are multe de povestit, l-ați văzut mai devreme în secvență. E vorba de Viorel Sima. Salut, Viorel! Salut! Ești bine? Da. Foarte bine. Ai văzut secvența asta cu drag, așa? Ți-ai adus aminte? Da, și crede-mă că... Hai că nu spui să-l salutăm și pe Dan. Salut, Dan! Salut! Tu ești bine? Da. Da? Da. Hai că mă rezolv corespondența. Da, toată ziua. Hai, mai butonesc câte ceva, așa. Hai că a venit omul ăsta, vorba aia. Și sunt oameni ăștia care se uită la noi în momentul de față. Da. Hai să vorbim puțin. Zi-mi așa la un pic, cam ce, la cald, după ce vezi secvența asta, cam ce sentimente încerc? Nu mai, pentru mine nu mai e la cald. Și hai să spun de ce nu mai e la cald. Nu, ce ai simțit și atunci, așa acum. Acum e greu să nu-ți mai da, fie cald. Da, prima oară, așa, prima oară când... Un fior din tinerețe tot te mai cuprinde, nu? Un fior din tinerețe. Poți să mă...
Poți să crezi ceva că prima oară când am văzut-o, dezbaterea, că am văzut-o în direct, de ce spun prima oară? Cred că am văzut-o de 15 ori după aceea. Și o să spun de ce am văzut-o de 15 ori. Am rămas, că tot eu activez acum în domeniul boxului, lucrez la Federația Română de Box, am văzut un boxor care îi căra pumni unuia și ăla nu știa ce să facă. Deci asta a fost, dacă vrei, senzația pe care am avut-o. Omul s-a blocat. Ba mai mult, mai târziu am avut și o poveste spusă de către Cosmin Gușă că l-au învățat ce să facă, cum să pareze chestia asta, dar el n-ar fi fost în stare să o facă. Adică din ce... Eu înțeleg de la, din ce mi-aduc eu aminte, atunci Cosmin Gușă a povestit că nici n-a vrut să stea geona de vorbă cu el. Că l-a căutat și nu l-a găsit. Nu, acum a ajuns. Nu știu dacă e adevărat că n-am asistat. E eroul principal în toate, da. Dar, da, într-adevăr, i-au cerut o întâlnire în momentul în care s-a aflat. Inclusiv, o să povestim. N-a intrat în sală, n-a vrut să vorbească cu el. Atunci când a intrat în sală, i-a zis, vezi, dacă te întreabă de ce s-a întâmplat azi noapte, te duci de la pupitru tău, îl bas pe umăr și spui, bă, Traiane, tot securist ai rămas? Deci asta era... Slăbuță replica, dacă e să mă întreb. Da, dar totuși demonstra că ce nu e încurcat. Bă, Băsescu, îi dădea una pe așa pe umăr și spunea, bă, Geană, tot prostovan ai rămas? Înțelegi? Hai să luăm așa, ca să, că le-am promis oamenilor care ne ascultă astăzi după, și ne văd, după 13 ani, că încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat în noaptea în care ai făcut fotografiile. Deci tu la vremea respectivă aveai o echipă de paparazzi, povestește-ne, da? Eu am pregătit și Google Maps, adică vreau să refacem toată povestea, cum s-a întâmplat. La vremea respectivă eram patronul ziarului Ziarul și mă ocupam cu paparazzi. M-am ocupat, ca să înțeleagă și lumea așa cam ce treabă aveam eu cu subiectul ăsta. Eu am fost ziarist sportiv din 1995 până în 2003 la toate ziarele Sportul Românesc, ProSport cu Ioanițoaia și Tolontan și după aceea Gazeta Sporturilor. În 2004 cineva mi-a făcut o ofertă să merg la Atac la Persoană. Da. Era cel mai jegos ziar în tot spectrul și ziarul la care am dat afară jumate de redacție într-o singură zi. Pentru că ei nu înțelegeau, nu știau ce însemna investigația, ei scriau nenorocitul, infectul, adică acordau epitete, nu scriau cu documente. Când am trezit, pe zic, dacă ne dă cineva în judecată, zic că a doua zi suntem morți. Hai, zic cum ajungem la chestia asta, ca să ne... Așa. Și-am adus niște oameni, mi-au zis, domnule, te voi ocupa și de paparazzi. Și prima mea... primul meu gând a fost, bă, care sunt cei mai buni? Nu exista paparazzi, nu exista breazla asta, da? Care sunt cei mai buni oameni care să facă treaba asta? Și mi-am răspuns, bă, dacă băiatul ăla prinde golul într-o fracțiune de secundă, poate prinde și anumite momente. Ai luat din ăștia din sport? Da? Doar din sport. Fotograf de sport? Fotograf, pentru că el prinde golul. Dacă prinde golul, golul e într-o fracțiune de secundă, intră mingea în poartă. Toți băieții care au lucrat cu mine au fost din sport. 2004, 2007 am făcut propriul meu ziar, mă săturasem să am subiecte și să nu apară. În urma unui astfel de subiect am plecat de la Atac, se numea Atac după aceea când a venit Cotidian și am făcut prima oară Contra-Atac și apoi am luat ziarul de la Nicolae Bar la vremea respectivă. Dar după părerea mea, de atunci am înțeles că un ziar e foarte greu de ținut. Cum a venit povestea asta? Hai să povestim povestea cu Geana. Deci cum de ce v-ați urcat voi pe urmele lui Geana? Vreau să dau un detaliu. M-am gândit la un moment dat să scriu o carte. A fost gândul meu vreo 2-3 ani după respectivele. Ne bate câte un mai ales că am citit sau am auzit tot felul de povești, inclusiv eram la o masă la care era un politician și, dom'le, ce ăla care a făcut poze a luat 1 milion de euro. Eu zic, bă, eu sunt ăla, dar zici și mie unde e milionul, poate nu știu eu unde e. Dacă ajungem și la bani, că e interesantă povestea, da. Bun.
De ce aș fi vrut să încep cartea cu un moment petrecut cu 6 luni de zile înainte, prin intermediul unui prieten, ajung față în față cu Mircea John. Prietenul ăsta al meu îi spune, dom'le, omul se ocupă cu paparazzi. Nu am eu nevoie de paparazzi, dom'le, ce sunt ăștia paparazzi, ce fac ăștia, nu? Și eu am zis, dar până la urmă, care-i scopul? Că prietenul meu a zis că el vrea să vadă cu mine. Deci aș fi început cartea cu momentul în care, l-am cunoscut prima, prima oară în viață când îl cunoșteam sau îl vedeam live. Omul nu dădea 2 bani ca să, adică eu și nu înțelegeam ce caut eu acolo. Și am zis, bine, ne-am strâns mâna, ok. De ce aș fi început cu momentul ăsta? Pentru că e tipul omului care mi-a lăsat impresia atunci că are nicio treabă. El are o direcție stabilită de către cineva și el nu-l interesează. Presa nu era importantă, Viorele, în toată povestea. Vreau să fixăm un pic și cadrul mai larg, ca să zicem chestia asta. Deci, anul 2009, eu am moderat dezbaterea prezidențială dintre Geoană și Băsescu. Tu erai, pe urmele Geoană, deci erai implicat în chestiunea asta cu paparazzo și așa. De o lună de zile. Deci toată campania electorală. Iar Dan Andronic erai consultant pentru, sau lucrai în echipa de consultanță a lui Traian Băsescu la momentul respectiv. Deci fiecare, de asta spune interesantă emisiunea asta, pentru că o să venim acum să și punem, tu moderatorul. De asta să punem totul pe masă ca să se înțeleagă foarte clar toată chestiunea asta, da? Ne știam, ne nu știu ce, bun. Dar, hai să vedem. Deci, vine noaptea dinspre 2 spre 3 decembrie, da? E noaptea asta. E noaptea asta în care Mircea Geoană merge la Antena 3. Tu de o lună de zile, dar stai puțin, acea lună de zile în care erai pe urmele lui Geoană. Tot timpul l-am urmărit, mai puțin, normal, n-aveam cum să-l urmăresc, când a venit cu elicopterul de la Brașov. I-am și făcut poză când s-a urcat în elicopter. Așa. Normal, noi ne-am întors cu mașina la București și l-a venit cu elicopterul. Deci am avut o perioadă în care l-am pierdut. Dar toată campania aia, pentru că și în toată spun perioada sincer, aia de o lună de zile, în toată și perioada aia, puțin, nu l-ai văzut pozele, că n-am văzut nicio poză publicată în afară de asta. Eu le-am. Eu le-am publicat la... Întrebarea e cine... De ce ați făcut lucrul ăsta dacă n-ați publicat pozele? Eu le-am publicat, cum? L-ai publicat? Da. Adică Geoană știa ziarul, că sunteți după el? Nu știa atunci. Dar stai puțin, dacă ați publicat pozele în timpul campaniei, l-ați publicat în timpul campaniei? Am publicat în fiecare săptămână un deci rând de poze. Deci știa că are o echipă de paparazzo după el. Se bănuia. După el, se bănuia. Da? Foarte interesant. Trebuia cum se bănuiască? Bănuia. Dacă publicai în fiecare săptămână, cum se bănuiască? Păi nu, nu. Poate că nu știa că e non-stop urmărit de cineva. La asta mă refer. Că totuși, când la președinte, în primul rând avea gărzi de la SPP sau de unde avea? Nu, nu avea SPP. Niște chestii private. Nu avea SPP. Nu, dacă nu, avea SPP, a refuzat SPP-ul și avea niște bodyguards privați care l-au și avertizat că de-aia întoarce capul în poza aia unde e singura poză în care îi se vede că e Geoană, de când întoarce capul. De ce? Pentru că bodyguardul îi spune, vedeți că sunt un inviz. Pentru că el se intersectează la un moment dat la intrarea în casă la Vântu cu Ana Maria Lembrău. Păi nu, e până să intre în casă. Până să intre în casă, nu intra. El întoarce capul pentru că, dacă o să te uiți, am văzut pozele alea de m-am plictisim. Cred că m-am uitat o oră. Pune fotografie, este da? Un singur cadru în care Geoană întoarce puțin capul spre obiectiv. Este momentul în care bodyguardul îi atrage atenția că vedeți că avem o echipă după noi. Dar bodyguardul lui Vântu, cred că... Dar e lui Vântu, cred că, da. Eu cred că e lui Vântu pentru că la 1:30, din momentul în care el a intrat în casă... Mai e încă o poză. A apărut o mașină, a ieșit din aceeași curte unde intrase mașina care l-a dus pe Geoană la Vântu. A ieșit o mașină care filma băieții noștri, numerele de la mașină, cine sunt. A vrut să știe cine... Intimidare prostă. Hai să vedem, fii atent. Deci noaptea aia, asta este, că vreau să înțelegem, o luăm cine așa... s-a intersectat cu Ana Maria Lembrău, care era producător executiv. Era producător la Realitatea TV, da, care venise la Vântu, era la Vântu acolo și... ea a povestit după aceea că s-a întâlnit cu Geoană și că a rămas și uimită. Ce căuta Geoană la momentul ăla la... Hai să începem povestea strictă a serii respective. Ia cu faptul că el
A uite, fost la Antena 3. Laptopul meu, da? Te rog frumos, scoate și tu oglinda aia de acolo, Manu, că nu te văd de nicio culoare, da? Mi-ai pus o chestie avem în față, acolo, avem oglindă acolo, dar e foarte bună, că dacă vrei să-ți aranjezi freza... Dacă vreau să-mi aranjez freza în ea, la, n-ai, la așa... Așa, tată, să văd și eu ceva acolo. Deci el a fost la Antena 3, da. Piața Presei Libere, okay. La emisiune electorală, singur. Era însoțit de către o fată din stafful lui de campanie. Nu pregătesc că a lăsat-o... aici intrarea lui pe strada Paris. Pentru da? Că a lăsat-o la sediu la PSD. A. Și ajungem la rond acolo. Piața Dorobanților. Piața Dorobanților. Intră pe Piața Dorobanților. În momentul în care Paris, a făcut... Care da. O vedeți? Asta e cu roșu. În momentul în care a făcut dreapta, da. Am zis și eu, cum a zis Costi Mocanu, du-te, Dică, du-te. Da. Da? Bănuiam că... Vântul locuind pe strada Paris, o să vă Paris, da. În chestiunea asta așa. Acolo. Vântul locuia... Nu, stai, uite aici. Acolo, după rondul acolo, după rondul. Acesta este un rond. Și imediat aici, în zona pe colț, asta, pe colț, imediat da. Mai făcut rondul, da. Uite, casa asta cu, casa cu piscină. Cu piscină și cu, mă rog, cu... Bun, da? La vremea respectivă... Villa Elis. La vremea Luxury respectivă... Villa Elis. Da, care e închisă temporar. Da. Așa scris. Eram cu trei mașini. Așa. Nu e bună imaginea asta. Asta. Și, cu, și un pic cu rondul. Bun, asta pentru era. Că... Ăsta e rondul. Mi-a... Da, voi stăteați în rond sau în partea aia? Deci noi mergeam după el, după el. Trei da. Mașini după el. Trei da. Mașini după el. Prima mașină, nu, ajunge în rond și rămânem toți șocați că face rondul. Deci el trebuia să mai meargă un pic să intre da. Înainte să... E, face rondul. Prima mașină, care era, deci, în, aproape de... În, cât de cât aproape, oricum nu mergeam bară la bară, dar era cât de cât aproape, a mers... Și s-a oprit imediat pe partea dreaptă, având vedere la poarta de intrare a mașinii, deci din partea... Deci a depășit? Nu, avea, ce vrei tu să spui este că de fapt avea două intrări vântul. Avea una pe Paris și mai avea una în spate. Mai avea una în spate, dar eu mă așteptam să intre pe Paris. Uite aici, probabil a parca mașina, unde se vede o mașină neagră. Da. Da? Aici, pentru a. că este în diagonala casei lui da. Vântul. Și de aici s-au făcut fotografiile, hai să care arătăm. Care o să vedem... Da, ea pune fotografiile. Deci această mașină a făcut fotografiile... Manu, ești cu noi? Cu mașina care intră... Fotografiile, derulează-le. Nu, nu lasă-ne asta? Pe noi, lasă-ne pe noi. Nu asta, nu nici asta. Hai, uite. Asta și încă una. Asta, două cadre. Asta e când intră în... Asta. Asta. Asta este da. Momentul în care... da, punem full screen, te rog frumos, la scoate-ne pune. Da. E mai ușor să înțelegem. Deci, da. Din unghiul ăsta a făcut prima mașină fotografie. Dar logic... Asta e mașina, fi mașina lui Joana care intra la vântul în casă, da? Da. Aia neagră. Da? Logic, da. Eu puteam demonstra că el s-a urcat în mașină, la antena l-am urmărit așa și că intra mașina. Dar nu era o demonstrație clară pentru orice om, adică putea să zică, du-te domnule, că mașina nu mai era mea mașină. Mașina nu spune nimic. Mașina nu spune nimic, da. Băiatul care a făcut poza... Atenție, pentru cine nu cunoaște foarte bine locul, gardul casei lui Vântu este foarte, foarte înalt. Da. Deci 2 metri și. În mod normal, nu puteai să faci fotografia care a apărut. Nu aveai cum să obții efectul ăla de plonjat. Ne? Da, pentru că nu, dar nu, nu. Și dacă ridicai aparatul... Degeaba. Degeaba. Fotografia a făcut-o Marius, să nu-i dau și numele de familie, poate că nu vrea, a fost un moment de genialitate. Asta e părerea mea. Deci omul s-a urcat pe capota mașinii Dan, s-a urcat pe capota și ca să poată să facă... Și atunci a fost văzut de bodyguard. Da. Nu, cineva zicea, domnule, sunt proaste. Păi trebuia să fiu la 4 metri ca să îi văd clar. Plus că el a făcut poza de pe capotă în momentul în care el... eu țipam, băi, poză neapărat cu el să vadă că intră și... exact o singură fracțiune de secundă, pentru că altfel n-aveai cum să... Și erau luminile aprinse acolo, că altfel m-a ajutat lumina, pentru da. Că dacă am făcut, ai o poză cu cadru, se vedeau, era noapte, era 12 și 20 de minute, aproximativ, în momentul în care Joana a intrat. Deci a oprit în mijlocul străzii, s-a urcat pe capotă și a făcut poza asta care
După părerea mea, da, a făcut mai multe. A făcut rafală atunci, da? A făcut rafală, logic. Dar doar într-una se vede clar că el intră în casă la vântul. Regreți poza asta? Nu. De ce? Nu știu. Întreb. Apropo, am vrut să scriu o carte și pentru că mă enervau tot felul de variante care apăreau și care erau departe de adevăr. Eu am declarat, adică cred că la 3 zile după încheierea alegerilor, Cătălin Tolontan mi-a pus câteva întrebări și dialogul ăsta apare pe blogul lui. Și m-a întrebat care e părerea mea apropo de succesul acestor poze și eu am zis 50% a fost insistență și 50% așa vreo Dumnezeu. Pentru că insistența... Așa cu 50% transpirație, 50% inspirație. Nu, nu, nu. Este ca mâna lui Maradona. Nu, am zis că a vrut Dumnezeu. De ce? În opinia mea n-avea ce să caute sub niciun motiv la el acasă cu mai puțin de 24 de ore. Acum e rândul meu să intru să povestesc. Așa. Deci eu știam de 3 luni de zile că Vântu dialoga cu Joana, înțelegi? Ba chiar îl consilia, ca să spunem, pentru campanii. Mai mult decât atât, într-o realitatea la acel moment, dacă vi-l aduceți aminte, era un domn realizator de emisiuni, scriitorul Stelian Tănase. Da. Stelian Tănase devenise, trimis fiind Vântul, un soi de consilier al lui Mircea Joan. Mai mult decât atât, ca să se asigure că îl gardează bine la un moment dat pe Joană, da? Domnul Vântul la momentul respectiv, a trimis-o și pe Andreea Crețulescu, realizatoarea de televiziune, care era de asemenea lipită ca marca de scrisoare și a ieșit de pe post la acel moment ca să stea consilier. Ba mai mult decât atât, eu însumi, da, am avut o întâlnire la un moment dat cu domnul Mircea Joan. Da? Bun. Că mi-a zis Vântul la un moment dat, vezi că vrea, zice, Joana, zice, să stați puțin de vorbă. Mă duc la el, despre ce e vorba? Și a încerca să-mi spună că și-ar dori să avem o relație prietenească pe parcursul acestei campanii electorale. Și am zis, dom'le, în punctul meu de vedere... El neștiind că dezbaterea finală, ultima dezbatere, te va avea pe tine ca... Ba, cred că... Nu, știa, sigur că știa asta, pentru că eu făcusem și dezbaterea Crin Antonescu, Joana Băsescu. La Cluj sau unde a fost? Nu, nu, aia a fost prima. Nu, a fost făcută prima, înainte de turul întâi. Ar fi trebuit să mă duc și acolo, dar n-am putut, că mi-era copilul bolnav și așa mai departe, și l-am recomandat pe Mihnea Măruță, care a făcut dezbaterea respectivă. Da, da. După aceea a venit prima dezbatere în formatul ăsta de 3, da? Iar zis, Joana, din punctul meu de vedere, nu aveți de-a face cu Turcescu, realizatorul emisiunii 100%, că dacă erați acolo, vă jucam în picioare. Și acum o să spun și de ce se leagă cu ce spui tu. Da? Dar zic, o să mă comport ca un moderator de dezbatere de finală prezidențială. Deci nu avem chestia asta. Că e Băsescu, e probabil gândindu-se că eu o să-i țin partea lui Băsescu. Dacă urmăriți în continuare dezbaterea, n-am cum să spun, este făcută exact ca afară. N-a avut niciun fel de intervenție din partea mea. Mai mult, mi s-a părut că e ținut partea lui Joana. Păi să știi că i-ar ținut, dar știi de ce? Bă, mi s-a făcut milă. Deci în momentul în care Băsescu la secvența aia vine și spune, ascultă-mă puțin, dar seara la Vântul v-a plăcut. Eu fiind cel mai aproape de Mircea Joană și reflectorul fiind pe el la momentul respectiv, eu am văzut într-o fracțiune de secundă cum bietul lui Joană au început să i-au sărit stropii de sudoare. N-am văzut în viața mea așa ceva. Cum vezi la un moment dat în reluare când se bată ăștia, apropo de box, că se vede transpirația. E, la momentul ăla eu am văzut transpirația țâșnind din fruntea lui Joană și am crezut că face dracului infart. Știi care a fost? Moare ăsta, zic, în fața camerei, doar la vedere. Da? Bun. Momentul de genere. Și recunoști că ai luat partea lui Joana. Și am zis, bine, nu se aude când îi spun la un moment dat, îi spun Băsescu, dar nu-i... Băsescu îi spun, rugați-mi să mențină... Băsescu a simțit miros de sânge, a sărit ca hiena pe el. Sunt normal. Dezbatere prezidențială. Și am zis, domne, hai mă, stai ușor, că se echilibrăm. Mă gândeam că momentul ăla se întâmplă. Zic, hai să fie o dezbatere prezidențială. Mă rog, bun. Deci, Joana după aia zice, m-am dus la Vântul acasă. A spus-o, eram inclusiv într-o comisie de parlamentară de anchetă, când eram parlamentar, s-a făcut comisia de parlamentară de anchetă a alegerilor din 2009. Și vine ăsta, mă, în comisie și zice, m-am dus la Joana acasă pentru la Vântul acasă, zice Joana, pentru că voiam să mă asigur că moderatorul dezbaterii Turcescu, da, va fi în parte. Echidistant. Pune, Gogule, deci tu de luni de zile să te ai cuvântul la bla 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 bla, ți-l trimisese pe Stelică Tănase să te gardeze să-ți facă consiliere politică, ți-o trimisese pe Andreea Crețulescu să se asigure că lucrurile sunt ok. Știai că este o dezbatere cu teme prestabilite, nu era nimic așa.
vorbise cu stafurile de campanie, Gușă din partea lui Mircea Joană și Ponta, plus din partea elaltă de la Băsescu, Lăzăroiu și care mai erau și nu știu ce. Deci știi că lucrezi, tu vii și îmi spui că te duci la vântul că să te asiguri că eu voi fi imparțial. Bă, chiar nu ți-e rușine, mă, nesimțitule. Da, i-am spus-o și public la momentul respectiv. Bun, revenim. Deci, acum să ajungem la mine cu tine, Viorele, ca să zicem așa. În seara de 3 decembrie 2009 a avut loc această dezbatere, începând cu ora 21, dacă nu mă... 20 sau 20? Da. Uite, nu mai știu. Bă, 21, cred. 21, cred că a fost. Da. La orele 2 după amiaza, pregătind dezbaterea, care presupunea mai mult discuție cu taful tehnic, știu ce, cu tare, mi-am lăsat telefonul mobil în grija unei asistente mai tinere de acolo, din stafful meu de realizarea acestei emisiuni. Pentru că suna ca la balam. Unii, hai, Victorie, Băsescu, alții să-l omor pe Joana, alții să-l omor pe Băsescu. Era o nebunie, o demență întreagă. Și a zis, bă, nu mai stau să răspund la telefon, că e dezastru. Bă, la ora 5 după amiaza, cred că să fi fost. Deci tu făcusei fotografiile astea, da. Așa, ok. După la ora 5 după amiaza vine documentarista emisiunii și zice, e cineva care insistă să vorbească cu tine și zice că e urgent, zice și ce că-l cunoște, Viorel Sima. Da, mă, dă-mi el, ok. Vorbesc cu tine la telefon. Și tu zici, Robert, am un set de poze, mi-ai spus la momentul ăsta, mi-aduc aminte, ora 5 după amiaza, repet, mai erau 4 ore până la dezbatere. Da. Și am un set de poze care îl arată pe Joana intrând în casă la vântul. Ți le dau, le dai diseară? Și eu îți spun, ca să înțeleagă toată lumea la momentul ăla, și ești aici ca să confirm pentru istorie, Viorele, nu fac o emisiune 100%, am o dezbatere prezidențială, am stabilit formatul cu teme care sunt prestabilite, nu mă pot amesteca decât cât să moderez, să nu se bată ăia acolo. Sunt ca arbitru la meciul de box. Da. Nu pot să vin eu și să iau, dau cu pumnul, să dau și eu cu pumnul în meci. Eu sunt moderatorul, sunt arbitru, nu sunt realizator de emisiune. Sunt moderatorul de dezbatere. Și tu zici, bine, am înțeles, ok. Și acum să-mi spui de ce m-ai sunat pe mine la ora 5? Adică vrei să spui că... Hai să vedem cu fotografii. Vreau să mă întorc puțin în seara respectivă în care au fost făcute pozele. Mm-hmm. Deci... Stai puțin să spun o chestie. Iartă-mă puțin. Măi, oameni buni, cei care ne priviți în față. Asta nu e emisiune, mă, de actualitate. Înțeleg că a demisionat Dâncu. Da? Că văd că îmi scrieți aici că de ce nu vorbim de subiecte de actualitate. Băi, a demisionat Dâncu, or să mai demisioneze și alții. O să vedeți pe toate televiziunile de știri de ce a demisionat Dâncu, ce e cu Dâncu, naiba să-l pieptene, că vine războiul, că nu vrea să stea la comandă, că nu știu ce. O să vedem ce naiba o să vină. Dacă amintim înseamnă Dâncu, ce mare căcat că a demisionat Dâncu. Pe bune, despre asta este vorba. A demisionat, așa. De ce a demisionat? O să vedem. Cine o să vină în locul lui? O să vedem. Mare rahat, ce să spun, a demisionat Dâncu. Da. Să fie ok, marele Dâncu, ministru al apărării. E te căcat. Da, hai să vorbim. Asta deja e o știre veche, pentru că trebuie să demisioneze din dacă o săptămână, două, dar nu știu ce. Bun, am înțeles. Bun, a demisionat Dâncu, o să mai demisioneze încă unul, încă altul, nu știu ce. Bă, aveți timp să discutăm despre Dâncu toată săptămâna asta, o să discutăm despre el. Ăsta sunt momente, asta e istorie ce facem noi acum, și asta este genul de emisiune care se va putea vedea și peste 3-4 ani de zile. Faptul că a demisionat Dâncu nu o să mai intereseze pe nimeni mâine la prânz. Nu, într-o oră. Deci la revedere. Așa că hai să vorbim un pic, că mai aflăm lucruri. Avem multe de spus. Deci, să revenim. Revenim. Ai făcut fotografiile. S-au făcut fotografiile. Am făcut cineva, mă, după... După ce ați făcut fotografiile, v-a fugărit cineva? V-a agresat cineva? Nu. În momentul în care... Să vă dea bani? O secundă. Stați că ajungem la toate momentele. Te rog, hai. Păi nu, dar avem două zile. Da. Hai. La un minut și jumătate, da. După ce și echipa 1 și echipa 2 făcuse pozele, a ieșit în casa, din curtea casei, o mașină cu niște băieți care țineau și ostentativ camera de filmat în afara mașinii. Ca să înțelegi, noi nu facem niciodată treaba asta, că aparatul trebuie să nu-l vezi. Da. Nu știu, intimidare. Eu mă aflam undeva lângă guvern, chiar în apropierea guvernului, și șoferul m-a sunat. O echipă de paparazzi e făcută din șofer și băiatul care face fotograf. Fotograf. Ambii sunt foarte importanți. Pentru că dacă cel care face urmărirea, șoferul, nu o face profesionist, lumea se prinde și ai stricat subiectul. Adică dacă au fost de momente în care ne-au plimbat până în Brașov unii când s-au prins să pierdem benzina. Și m-a sunat șoferul, domnule, au ieșit, ne e frică, ce facem? Zic, veniți în față la guvern. Că zic, na, în față la guvern ce se poate întâmpla?
Am venit în fața la guvern, mi-a filmat și mașina mea, care lipsea de acolo, că eu m-am dus înainte spre guvern. Și asta a fost tot. Mă așteptam, sincer, să mă sune Sorin Ovidiu Vântu. Și cine te-a sunat? Sau unde, ce? Nu m-a sunat. Nu te-a sunat Vântu? Nu, nu m-a sunat. Pe arugat. Mine personal, Sorin Ovidiu Vântu nu m-a sunat. Uh-huh. Dimineață când eu m-am întâlnit cu un prieten mare, o să-i spun numele, mai ales că e o persoană pe care o știți și voi și pentru mine a fost... Deci eu am dat pozele lui Dorin Cocoș. Soțul Elenei Udrea la hotelul Eurohotel de lângă Arcul de Triunf. Ți-a dat bani pe ele? Poftim? Ți-a dat bani pe ele? Dorin a fost singurul care a fost ok. Vorbesc serios, apropo de faptul că după un anumit timp eram la o masă și cineva zice, domnule, ăla care... Cu milionul, zic, bă, arătați-mi și mie milionul că nu l-am. Deci n-ai luat 1 milion de euro pe fotografiile. Nici măcar... Hai să-ți vă spun acum măcar o sumă cu... Am încercat. Începând cu 100 de mii. Și noi, cum e asta. A zicea parte de milion? Mai puțin. Mai puțin? Da. De ce ai luat câteva 10.000 de euro pe fotografii? Ok. Mărginește-te la 10 și e ok din care am dat și băieților că ei făcuseră subiectul. Logic. Bun, asta e mai puțin important. Are efect de cancanier. Da, de cancan. Dar singurul om care s-a gândit pentru... E important pentru mine personal. Singurul om care s-a gândit să-mi dea ceva în toată povestea asta, Băsescu l-am rugat prin intermediul Elenei Udrea să-mi dea un autograf pe ziarul meu. Apropo de ce a zis Robert, ziarul meu a doua zi a apărut, chiar întâmplarea a făcut, pentru că era săptămânal, și titlul l-am considerat, eu, despre mine, mă rog, mă laud un pic, genial. Titlul era așa, tu ești Mircea, deci asta era pozat de prima pagină, tu ești Mircea, da, împărate. Asta a fost titlul. Eu mișto titlul, da. Tu m-ai întrebat de ce am zis eu că 50% Dumnezeu, pentru că toată campania, și aici Dan, cred că poate să confirme, toată campania Băsescu a susținut despre Joana că este o păpușă în mâna mogulilor și că el de fapt nu se bate cu Joana. De asta cred că pozele au fost atât de importante. Păi să ne spună Dan, că acum trebuie să aflăm cum a fost Dan, privirea pozelor la Cotroceni. Deci v-am spus că am urmărit de 15 ori. Eu sunt șocat și acum de ce feeling a avut de om politic, de marinari, nu știu de unde e. Nu-l întreabă. Uitați-vă la dezbatere, nu-l întreabă, ai fost aseară la Vântu, că așa mi se prea normal, da? De 12 ori într-un minut și jumătate folosește cuvântul a plăcea. Nu ți-a plăcut la Vântu. Deci la înfingea cuțitul cu folosind verbul a plăcea. Nu ți-a plăcut aseară? Aici, într-adevăr, Traian Băsescu a avut cea mai bună prestație ca un politic. Deci n-am văzut o asemenea dezbatere nici pe afară. Dar hai să vă spun cum s-a văzut. Așa. Eu prin pozele, cred că le-am văzut la ora 10 sau 11 când am ajuns la Cotroceni. Dimineață? Dimineață, da. Interesant. Deci tu când i-ai dat lui Cocoș? Undeva în jurul orei 9. Deci au ajuns... Da. Repede, logic. Cineva de la Cotroceni mi-a arătat, nu-i dau numele, că e o persoană importantă. Și eram cu Sever Voinescu, că și el lucram cu Traian Băsescu pe dezbatere, tot timpul făceam antrenamente, eram într-o perioadă de... Și era ultimul antrenament pe... se numesc mock debate, se fac e tipul de antrenament pe care îl face și președintele Statelor Unite, mai ales când e o dezbatere atât de importantă. Și ziceai să-ți arăt, Sever, cred că am zis, hai să-ți arăt niște poze. Eu mă uit la ele, zice, Joana seară la Vântu. Zic, senzațional. Mă uit, nu-l văd pe Joana la Vântu. Vedeam mașini, vedeam... Ok. Doar în două cadre, că de-aia am spus, în doar două poze în care apare Joana, era destul de granulată fotografia, pentru că îți vedea că e distanță mare și doar una singură întorcea puțin cap. Așa. Cât să bată lumina pe el, să vezi că e Joana, că altfel putea să fie și... Da. Putea să fie orice. Ștefan cel Mare, că nu-ți dădeai seama că e Joana. Deci singura poză. Ok, senzațional, dăm drumul. Hai să le dăm drumul. Cui le dăm drumul? Și începe, din momentul ăla, începe o sarabandă, o întreagă sagă, în care încercăm să găsim pe cineva care să publice pozele. Primul la care s-a apelat este Dan Tapalagă, la Hot News, care refuză. Care spune că până nu are o declarație de la Joana, din care se rezulte că așa a fost. Ta-na-nam. Deci Tapalagă, Hot News, refuz. Pauză. Oriunde altunde, adevărul, refuz.
peste tot refuz. Și la un moment dat, cred că undeva pe la 4-5 după amiaza, știu că era deja târziu, vine cineva și ne spune, zice, gata, am găsit că avem unde să le dăm drumul. Zic, unde? Zice, la Cațavencu. Pe cum, frate? Voi faceți mișto, zic, Cațavencu, ia lui Vântu. Da, exact, era trusturi de la Cațavencu. Zice, ei au spus că le publică. Păi zic, o să trăiesc, o vă și pe asta. Zic, hai să vedem că le publică. N-am crezut niciun moment. Și atunci căutiși, parcă le-a publicat. Da. Da? Cu aprobarea lui Doru Bușcu. Iar pot să-l întreb, care înțeleg că îl sună pe Vântu. Da, să ceară aprobarea. Și Vântu îi dă aprobarea. Adică, cum să zic, apropo de Dumnezeu. Nu știu cât e Dumnezeu, dar e un lanț de prostie. E un lanț de prostie mare, da, politic, da. Rar mi-a fost dat să văd. Nu, dar eu cred că el vroia ca Joana să știe. Nu, nu Joana să știe. Nu, se numește oamenii din jurul. Nu. Aici elaborez mai mult decât e cazul, crede-mă, că am lucrat de m-am plictisit în zone de astea. Este pur și simplu aroganță. Aroganța care pierde întotdeauna un om politic, un om, orice lider, începe să se ducă în cap în momentul în care crede că el poate să facă orice și că nimic nu poate să-l atingă. Teoria mea este că el era 100%, nu, asta e teoria mea, poate că nu e adevărat, că Vântu era 100% că el este președinte Joana. Păi da, bineînțeles, și erau 100%. Vroia să dea un mesaj sistemului. Bă, eu... Dăduse deja mesajul cu copilul care atunci când s-a bătut cu Dinu Patrici, Dumnezeu să-l odihnească, da, care a fost cel care... Și exersăm cu Traian Băsescu cu diverse modalități de introducere a subiectului în dezbatere. Cred că își notează la un moment dat, înainte să plece, își notează pe o hârtiuță vreo 3 întrebări. Uh-huh. 3 modalități. Mă uit și eu la dezbatere, cum s-a uitat toată lumea, și într-adevăr începe la un moment dat asaltul. Și dă. Ți-a plăcut aseară la Vântul? Vreau să spun că asta nu era una din variantele discutate. Pentru că uitase hârtia, mă. Mi-a spus și mie. Asta mi-a povestit după aia. A luat alt costum mie, da. Și hârtia a rămas în costumul vechi. Și atunci a improvizat într-adevăr într-un mod genial. Sunt 3 minute și vreo 40 de secunde în care îl toacă exact cu formularea asta, care de fapt e românească, de aia ți-a plăcut. Întrebarea asta, unde o insinuare. La întrebarea asta nu este o insinuare. Când te întreb dacă ți-a plăcut, poți să spui că ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut. Da. Eu nu te-am întrebat dacă ai fost. Asta este, dacă vrei, clue-ul întrebării. Da. Ți-a plăcut și ăla ce să zică, că i-a plăcut sau că nu i-a plăcut? Uh-huh. Ești obișnuit să răspunzi la întrebare, mai ales într-o dezbatere când stai. Dar a fost aseară la Vântul, nu știu ce, aseară la Vântul, v-a plăcut? Nu, ți-a plăcut și el putea să zică că mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Da. Orice răspuns era prost. Pe mine m-a șocat insistența cu care... Pentru că a văzut ce a văzut și Robert Turcescu, că de distanță era mică. A văzut panică. Panică mult. Și îl sun în pauză, pe Traian Băsescu. Și nu avea telefonul închis, sun prin cabinet, aghiotantul mi-l dă la telefon. Da, ce vrei? Zic, nu vreau nimic. Zic, gata, am câștigat dezbatere. Zice, crezi? Zic, cred. Zice, și atunci mi-a spus, zice, bă, Dane, zice, mă uitam la el, zice, mai avea 15 secunde și cădea jos. Eu spun, zice, dacă nu mă oprea Turcescu, se prăbușea fizic. Exact. Mie mi-a fost teamă că moară Geana, mă. Cuvintele astea. Mie mi-a fost teamă că moare. Știți care a fost efectul? Da. 5%. Atâta 5% din electorat. Da. S-a mutat pe acele poze. Deci Traian Băsescu... Pentru că a văzut un om slab. Nu. Cred că a văzut un om slab. Nu, pentru că când vorbești de 5% la 9 milioane sau 8 milioane cât au fost la vot, e enorm. Fiecare a avut motivul lui. Cert este că l-a fost un moment emoțional atât de puternic, care într-adevăr a venit și a validat o întreagă campanie electorală. Acum, iertați-mă, există o chestie pe care totuși eu nu o înțeleg în toată povestea asta. Deci sunt niște lucruri, o să ziceți că sunt conspiraționiste. Dar ce vreau să vă spun și să închid, acolo a fost genialitatea de om politic al Traian Băsescu, nu consultanți. Bun. Deci sunt câteva chestii pe care nu le-am înțeles niciodată. 1. Cum naiba să fie atât de prost, decât dacă m-am gândit la un moment dat, bă, poate că a fost o regie și cumva, să fii atât de prost să te duci înainte de dezbatere cu o zi, da, așa, noaptea la Vântul acasă. Da. 1. 2. A doua chestiune. Cum naiba, așa cum ai spus și tu, să apară aceste fotografii care au fost făcute, da, într-o oficină a grupului Realitatea Cațavencu, a lui Vântu. Da. 3. Cum mama naibii să nu-i răspunzi la telefon, să nu stai de vorbă cu stafful tău de campanie, apropo de Joana, da? Nu știu dacă găseau variante extraordinare de afara. Eu așa știu că chestia asta. Dar atenție, asta o povestește și Ponta. O povestește și Ponta și Gușă, cum că
nu, că i-au au încercat să dea de el și nu le-a răspuns la telefon. 3. Ponta a venit la un dat și i-a zis lui Joana, și să știi că asta putea să fie o variantă, nu știu, să ne spună consultantul aici de față dacă ar fi fost fezabilă, dar te las imediat, Dani, să minte. Ponta i-a zis, dacă vă întreabă dacă ați fost aseară la Vântu, spuneți nu și cu asta basta. Și adevărul e că dacă zicea nu, eu nu arătam fotografiile pentru că nu era rolul meu. Am spus, am spus să mă amestecând chestia asta, nu era anchetă jurnalistică. Și atunci publicul se împărțea, cum facea, da sau nu, da. Și a treia chestiune, sau a patra, a cincea, cât o fi acum, domne, după dezbaterea în sine, m-am dus spre studioul Realitatea TV. Că se încinsese acolo... Acolo s-au întâmplat niște lucruri. Da. Deci oameni, cum să spun, tot din care lucrau cu trustul Realitatea Cățavencu și la care te-ai fi așteptat să ia apărarea lui Joana sau să-l mai jure pe Băsescu. Da, cu tare. Bă, îl făceau zob pe Joana. A intrat Vântul prin telefon cu aroganță extraordinară și a început să spună, și până la urmă și unul de nu mai știu cine, cred că Ursul a întrebat, dar ce dumne, aveați un spa acasă, că a zis că a venit să relaxeze. Eu eram în studio, nu venea să cred, da, că în continuare Joana era jucat în picioare. Și după ani mulți am zis, bă, dar nu cumva, că te apucă și nebunia asta, nu cumva până la urmă Joana chiar a vrut să piardă dezbaterea aia din 2009 și s-a pus la cale o variantă în care să iasă perdant? Nu. Da? Nu, eu vă spun. Adică e doar prostie sau aliniat astrele? Întotdeauna căutați răspunsuri simple, oricât de complicate vi se par întrebările. Și cel mai simplu răspuns este aroganța. Ideea că indiferent ce se întâmplă, tu ai câștigat, nu mai se poate schimba nimic, sondajele spun asta, bla, 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 bla. Așa, siguranță. Da. Și să știi că n-au fost... Era o variantă dacă mințea. Să nu uităm faptul că totuși în turul 2 se intră 55-45 pentru Joana. Da. 56. Sau, mă rog, 10% de distanță. 10%. 5, dacă e să le muți dintr-o parte într-alta, dar e enorm. Dar e un șir de greșeli toată săptămâna, Dan, dacă ți-mi amintești, se duce la Timișoara. Se duce la Timișoara să facă pact unde? Timișoara, oraș de... Da, nu e, ce a contat? Că întotdeauna e ceva, trebuie ceva emoțional. Turul 2 este doar despre emoție. Da. Nu mai e despre rațiune. Rațiunea funcționează în turul 1. În turul 2, emoția a fost servită din plin cu povestea asta, pentru că avea toate ingredientele a ceea ce știam. Mogul, subordonarea politicului de către mogul, că stăși la 12 noaptea acasă la un cetățean care n-are altă calitate decât că e bogat. Ce presupune? Că te-a chemat la ordine. Adică dacă venea Vântul la închis elev, mai înțelegeam. Toate lucrurile astea, dacă vrei, au o singură explicație. Se numește aroganță. Aroganță, corect. Ne pierde pe toți, ca să zic așa, că nu e valabilă numai pentru alții. În momentul în care crezi că zbori și nu mai mergi cu picioarele pe pământ, atunci vine Dumnezeu, cum ai zis tu, și îți dă o șută în cur de întâlnire. Și reacția, pentru că dacă ți-amintești, au fost teorii că l-a ars cu flacăra violet, că de fapt așa l-a blocat. Nu, știi de ce era Manole în sal? Îți spun eu de ce, că am aflat ulterior. Ia, apropo. Da. Pentru că Joana îi datora bani. Nu pot să cred. Da. Lui Manole? Da. Deci nu era pentru Băsescu venit acolo? Nu. Făcuse serviciul ăla pentru Joana, îi datora bani și l-au adus ca să-i pună în față, exact așa, de fiecare dată când se uită la el, se aduc aminte de datorii. Da. Nu pot să cred. Ba, a făcut-o deștept atunci. Da. Asta e explicația pe care mi-a dat-o Traian Băsescu. Dacă minte, el vă mint și eu. Dar nu cred că minte, că n-are niciun interes. Da. Da, niciodată nu minți când e vorba de victorie. Robert, apropo, eu n-am anunț. Manole a fiind adus la Cotroceni de Nela Păvăloiu? Nu știu, habar n-am ce l-a adus. Nu. Da? Că asta chiar nu știu și nici n-am întrebat, mă interesează. Tot într-o noapte m-am văzut cu Dan. Stai puțin. Întrebarea ta, ca să și cu asta las din nou pe Viorel, Joana câștiga alegerile prezidențiale dacă nu se prezenta la dezbatere. N-avea cum. Ba da. Ba da. Unde, ce să fi zis? Cum a făcut Iohannis? Ce m-a răspuns? Nu, dar cum a făcut Iohannis? A refuzat întâlnirea cu Dăncilă. Care e problema? Nu eram în acel moment al istoriei în care să se revede. Da, presa era mult mai tare. Dacă generalul e un moment emoțional, de tip accident de circulație, i s-a făcut rău soției, orice altceva, la ora actuală, era România ar fi arătat altfel. Faptul că s-a prezentat, pentru că emoții nu se mai genera emoția. Distanța era în continuare. Era un procent și jumătate între cei doi. Da. Și tot într-o noapte, ca să vreau să zic, tot într-o noapte m-am văzut cu Dan, își amintește cu siguranță, eu am făcut pozele cu Elena Udrea, prima întâlnire cu Băsescu la Golden Blitz, apropo de, în 3 secunde.
Pentru că Golden Blitz-ul de Pătitulescu... După alegerile prezidențiale sau... Înainte, nu, era tot în campanie, dar... În prima campanie, Năstase versus Băsescu. Da. Nu mai țin. Tu lucrai pentru Năstase atunci. Da, nu mai țin minte. Și apropo de gol, 3 secunde, deci avea o perdele din astea care se trăgeau așa, a intrat Băsescu în restaurant. Dar le-ați publicat atunci. Da, adică, da, s-au făcut pozele, apropo de faptul că trebuie să prind secunda, da? Da. În 3 secunde aia logica o... Da, da. Și tot pozele alea, repet, eu declar în fața oricui, sunt convins, dacă Joana nu renunța la SPP, eu nu făceam pozele niciodată. Nu le făceam pentru că SPP-ul... În primul rând, te oprea poliția, pentru că Joana n-a avut SPP. Da. Nu, a renunțat. A renunțat că i-a fost frică că află Băsescu pe un se duce. Da. Bă, cum s-au aliniat toate? Deci, de asta spun că la un moment dat apătea cu fandaxia așa. Deci, bă, cum de s-au aliniat toate? De-aia ți-am spus că Dumnezeu, na, dacă vrei... Da, e adevărat, dar pe de altă parte, și în credință se spune că există liber arbitru. Nu l-a forțat nimeni pe Joana să se ducă. Bineînțeles. Nu l-a forțat nimeni pe Vântul să își dea acordul să fie publicate în Cațavencu. Nu l-a forțat nimeni să intre la televizor să spună ce a spus și așa mai departe. Deci, scuze, până la urmă e și lucrarea oamenilor. Ce m-a mirat și m-a întrebat Robert și nu i-am răspuns, dar asta a fost mirarea mea. Nu vroia nimeni să dea pozele. Da, apropo de ce spune... Spun eu încercam, nu din punct de vedere electoral, dar pe mine mă interesa ziaristii, pentru că eu îmi dădeam noi seama că eu am dat... la faza la care nici nu ne mai interesa unde apar. Pe vremea aia site-urile nu erau atât de dezvoltate în 2000. Dar eu îmi dădeam seama că am bomba și bomba nu exploda. Și ideea era, domne, să apară oriunde, să apară și pe site-ul... De-aia te-am sunat atunci, Robert. Că nu ne interesează, e important de-aia să putem atunci, Robert. Subiectul. Dar de ce nu v-ați gândit cum s-a întâmplat, de exemplu, cu pozele cu Udrea la Paris? În istorie spunea vrut să le publice. Deci nimeni nu vrea să le publice. Cum nimeni nu vrea? După aceea mai târziu cu pozele cu Udrea la Paris? Era blat. De ce n-ați făcut repede un site să le publicați pe... Na, nu acum credeam să mai... Eram 3 sperieți, nu? Da. Nu trăiam băsesc cu 4, adică nu, era... Relația noastră cu internetul era destul de rece. Și nici nu ți închipui că tot efortul a fost un efort individual. De-aia spun că aici Băsescu a fost genial ca un politic. Da, nu existau rețele de socializare, să ne aducem aminte. Adică n-aveai Facebook, n-aveai... Păi de 2009, mi-am uitat cum era în 2009. Da. Da, erau, nici nu știu dacă site-uri existau, că în 2010 au început să crească. Și nu, exista, erau categorii, dar nu era așa... Robert, și exista și o foarte mare... Eu am dat pentru că am vorbit cu mulți ziariști, da? Exista o suspiciune că, stai bă, că sunt contrafăcute. Vorbesc serios. Bă, justificată pe de altă parte, cum să spun, pentru că într-un astfel de moment cu asemenea încărcătură, pă bune, deci te puteai aștepta la orice. Da? Să putea întâmpla orice. Da, eu atunci mi s-a părut foarte straniu. Și în momentul în care am aflat și eu după ce te-am sunat pe tine, da, undeva la 5 și ceva, le publica Academia Cață. Eu să cad jos de când eu am... întotdeauna am stat și m-am... Da, mai ales că după publicarea acestor fotografii s-a întâmplat ceva, așa, asta a fost o chestiune. Cătălin Prisăcariu și cu... Prisăcariu ne-a publicat? Parcă și el lucra la Cața Vencu. Măi, eu asta nu mai... Dar parcă mi-aduc aminte de Eu nu mai țin minte dacă Căuti și Prisăcariu plecaseră de la Cața Vencu sau după aceea au plecat și au făcut ziarul ăla, mă rog, tot de kamikaze. Kamikaze, da. Dar l-au făcut probabil după. Da? Deci au fost cei care la un dat au plecat din, de la Cațavencu. Mă rog, unul din ei, că au mers în echipă la un dat, Căuti și cu... da. Așa, și tot să-ți mai răspund la o întrebare, că te rog, intrăm într-una în alta, dar mă rog, poate amănuntele contează foarte mult. Pentru cartea aia care se în drumul, în drumul meu spre întâlnirea cu, deci, Dorin Cocoș... Deci Căutiș a publicat, Căutiș a publicat fotografiile cu Joana în ziarul lui Vână. Și au pus și trademark pe ele. Scria Foto Academia Cațavencu, jur, uite-te pe internet. Scria Foto Academia Cațavencu. Eu bubneam în râs. Pe drumul, deja nu te mai interesa. Da, nu m-a mai interesat. Pe drumul meu spre întâlnirea cu Dorin Cocoș, mă sună un prieten. Ce, băi, uite care e treaba, am avut o discuție cu Vântul, vrei să te vezi cu Vântul? Eu, cum să zic, eram, dacă vrei, în fața porții, doar să împing mingea poartă. Lasă-mă, mă, frate, cu Vântul. Ce an era asta? Nu, atunci, înainte, în dimineața, că ăla nu știa, ăla m-a sunat, era 8:45, eu mai aveam 10 sau 15 minute până să ajung la hotel și mă sună dacă vreau să mă văd cu el.
că vrea să ofere ceva. Nu știu, bă, nu, lasă-mă cu... N-am ce să vorbesc cuvântul. Zic, eu mă duc într-o parte acum să livrez ceva. Ăsta nici măcar nu știa despre ce era vorba. I-a zis, bă, vrei să te vezi cu... Venită, dacă vrei, până într-un intermediar. Peste ani, sau nu peste ani, un an sau doi ani mai târziu, Vântul a vrut să facă un ziar de paparații gen Click, Libertate, dar cu paparații politici cu mine. Eu m-am dus în... Da, am fost aici la spa. El a zis, dom'le, vreau să fac un ziar care să bată Libertatea Click. Mm. Și am zis, dom'le, există un ziar în Polonia, se numea Fact, al scos de Axel Springer, cred că, mm-hmm, al lor. Ei, polonezii, au un ziar care se numește Gazeta Wyborska, cu un tiraj de 600.000 de exemplare. Aveau, cred. Aveau, acum nu mai au, da? Și au venit băieții ăștia cu un tabloid care dădeau cu mânuțele astea două, cum era la Florin Călinescu, uh-huh, în fiecare zi cât un premiu, și premiu mare, 1.000.000 de euro în fiecare an. Au făcut 750.000 de exemplare în 6 luni de zile. Da, bun. Da. S-a vărsat. Mă rog, și m-a pus să fac... Ce? Și când te-ai întâlnit cu Vântul, ați discutat de momentul ăsta? Da, cum să zic, da, a trecut-o la și altele, ca să zic așa. Da. Era un alt subiect care îl dedusem eu atunci în ziar și era interesat de el. Ce era? Acum dacă tu ai zis, până la cap. Da. Cocaina VIP. Ion Țiriac. Eu primisem documentul, ăsta e singurul document care... Ala care cu dosarul cu rus sau ce a fost? Nu, era băiatul lui Țiriac. Cocaina pentru VIP-uri. Cocaina pentru VIP-uri, da. Și eu făcusem... Unde știu dacă ați văzut de azi dimineața Cancan a anunțat ceva de tipul ăsta, așa, cocaina pentru VIP, pentru bogat sau nu știu, cu general, cu... Eu trecuse... Și oferă 100.000 de lei pentru poze. De la părerea mea că au deja pozele astea cu 100.000 de lei, așa, să acopere. Dar știu, trecuse evenimentul. Nu e club în momentul de față în România dintre astea de fițe, da? Unde să nu se prizeze cocaină la greu. Da, deci să fie foarte clar. Deci este dezastru curat. România este o țară a devenit care... țară de consum, de nu consum. Mai e țară de tranzit. Deci pe litoral erau paleașcă, toți terminați, înțeleg, nu că trag un joint și nu știu ce și asta. Deci cu cocaină nas Bun, la greu. Documentul ăla de care spun eu, deci era după scandalul cocaina VIP, vine cineva într-o seară și îmi prezintă un document. Uh-huh. Eu primul l-am verificat, că nu, era frică că nu e așa. Hey, documentul ăla spune așa. Ion Țiriac a recunoscut toată activitatea infracțională. Ăla nu a apărut deloc în toată povestea asta. Și l-au transformat în consumator, de unde el era bănuit sau nu știu dacă e adevărat. Hai să nu, că intrăm în alte... Intrăm în altele. Alte probleme și n-are rost să dezvoltăm. Oricum, lucrurile sunt de mult întâmplate, cum e și ăsta, dar care are savoarea unui eveniment care schimbă istoria României, de fapt. Uh-huh. Pentru că, în mod cert, România ar fi arătat altfel cu Mircea Joană președinte. Acum, sincer, nu știu să vă spun dacă mai bine sau mai rău, pentru că se numește istorie contrafactuală și da, e un demers inutil din punctul ăsta de vedere. Oricum, noi suntem genul de popor care nu-și respectă președinția. Adică, dacă întrebe acum, 80% îl înjură pe Traian Băsescu după ce l-au votat. E foarte greu de explicat o asemenea atitudine, care e valabilă și în cazul Iliescu, și în cazul lui Constantinescu, deci nu e. Și în cazul lui Iohannis. Și cu voia noastră, ultimul președinte, Claus Iohannis. Deci asta ține de o caracteristică a poporului român, o viziune ușor tribală asupra politicii, pe ideea că dacă tribul meu a câștigat, tribul celălalt trebuie exterminat. Și totul se petrece, bineînțeles, în mod ritualic, în piața publică. Dar trecem peste chestiile astea. Ai dat un tun atunci. E clar că a contat enorm. Și întâmplarea, care nici nu mai știi vorba ta, dacă cât e întâmplare și cât e realitate, l-a transformat pe Traian Băsescu în președintele României pentru al doilea mandat. Îți spune un om care a făcut, de fiecare dată noi asta facem și sondaje, făceam, uh-huh, și sondaje după terminarea alegerilor, ca să vedem care sunt elementele care au contat, tocmai ca să-ți poți calibra campania. Iar imediat în luna următoare alegerilor prezidențiale, 5% au spus că s-au dus, deci a venit electorat nou, că asta a contat, uh-huh, dacă v-ați uitat, a crescut foarte mult, 5% s-au dus la vot, ca urmare a acestei emisiuni și a ecourilor, de fapt, că ecourile iar au curs. Pot să spun la fel de sincer că
50% din prietenii mei, 50%, deci prieteni buni, oameni care mă cunoșteau de mult timp. Hai, acum zine și nouă cine ți-a dat pontul. Și eu îmi zic, bă, sunteți nebuni? L-am urmărit o lună, eu pot să vă demonstrez cu poze zi de zi. Acu, da, asta înseamnă... Dar nici prietenii cei mai buni... nu știu de fapt cum se face meseria asta. Da, nu știau. Ești ca un pescar, arunci undița și stai și aștepți. Și stai și aștepți, normal. Poate să iasă, poate să nu iasă nimic. Da, da. Dovadă că ați stat o lună după el și n-ați avut nimic. Și alții ce la ce serviciu lucrezi, ume... Hai, mă zic... Eu am plecat în Bahrain, zic, plecam în Bahrain 2 ani de zile dacă mai eram securist, aveam treaba aici pe Cocioc. Da, a fost un moment foarte important și din punct de vedere televizual, vreau să spun că nu există în istoria acestei țări după apariția... Cred că audiențele au fost mari atunci. După apariția televiziunilor comerciale, deci nu, când exista doar TVR-ul, să zicem anii 90, TVR-ul 1, TVR-2 și după aceea SOTI și nu știu ce, probabil că la momentul respectiv TVR-ul, fiind singura televiziune, făcea audiențe mari. Dar această finală prezidențială Băsescu-Gioană a făcut o audiență uriașă, cumulată, pentru că trebuie să înțelegeți următoarea chestiune, să o spunem, la acel moment s-a filmat de către echipa lui Tico Alexe, omul care filmează și cu carele lui de reportaj finale de Champions League, acum transmite campionatul, nu știu, până Arabia, de pe undeva, adică omul este un super profesionist, excepțională filmarea, adică făcută la cele mai înalte standarde, cu macarale, niciodată nu văzusem pusă în mișcare o asemenea mașinărie, vreau să vă spun, de cadre. Deci cred că erau 20 de unghiuri din care se putea lua absolut tot. Public, macara care venea, plonja, lua prin planuri, plan american, plan general, 20 de camere cel puțin în toată povestea asta, acolo unde se întâmpla evenimentul. Și pentru că eu eram într-un război teribil cu Antena 3 la acel moment, realitatea de fapt se războia cu Antena 3, iar eu personal, mă rog, nu mă suportau, era o nenorocire curată, cu care cred că se menține în bună măsură și azi. La acel moment o să vedeți în filmarea de la Antena 3, asta a fost foarte interesantă povestea, când ar fi trebuit, niciodată pe mine nu m-au dat în cadru, m-au doar ca un duhul din sticlă, înțelegi, să auzea vocea mea. Dar nu erai tu personajul. Am înțeles, nu, erau în unele cadre televizual vorbind, aveau, eu citeam câte o întrebare sau o chestie de genul ăsta, se aștept să apară. Dar acum îmi completez povestea și chiar cred că poate procentul e mai mare între 50 și 50. Când m-a șocat Dan spunându-mi că el avea o replică aici și costumul a rămas acolo, deci... Dacă vrei, ai improvizat. Da. Și aia așa a fost să fie. Este genul de politician care e spontan. Da. Deci este capabil să simtă. Și aia așa a fost să fie. Poate că ar fi luat... Acum, vrei să spun sincer? Cred că nu i-au plăcut întrebările și nu le-a luat. Eu nu cred povestea asta că a uitat costum. A zis-o așa, a zis-o că a fost așa. Civilizat. Okay. Pentru că mi-aduc aminte și acum, așa cu asta poate închidem, înainte să plece, și-a notat pe hârtie alea, așa pe colțul unui birou, și am luat desfășurătorul emisiunii și m-am dus la el, zic, domnule, tot mai vrea să plece. Zic, domnule președinte, zic, un minut, vă rog frumos. Ce s-a întâmplat? Zic, uitați-vă aici. Și am arătat desfășurătorul. Zice, da. Zic, eu dați aici. Înainte de pauză. El zice, de ce nu aici? La început. Zic, dați-o aici. Pentru că dacă ne-a ieșit, am câștigat. Dacă nu, mai avem încă jumătate de emisiune să recuperăm. Zic că dacă eu dați prea devreme, se trezește și recuperează el. Și i-a dat-o înainte de pauză și a făcut foarte bine. Da, așa e. Da. Era foarte interesantă povestea, repet, e deschis o carte, poate să va găsi cineva și atunci contează mult această mărturie, dar acum lasă-mă în 2 minute să-l provoc pe Dan Andronic cu această declarație a lui Dâncu. Fii atent, știi ce e interesant la declarația lui Dâncu? Zice, motivești gestul, apropo de demisie, da, prin perspectiva imposibilității colaborării cu președintele României, comandantul suprem al armatei. Bă, deci unul care e ministru al apărării și demisionează, vine și zice, mi-am dat demisia pentru că mi-este imposibil să colaborez cu șeful statului care este comandantul suprem al armatei. Asta, iartă-mă, poate să dea naștere la interpretări din categoria. Ne așteaptă un război, vine, trebuie să pornim la luptă. Stai puțin, și Dâncu nu vrea să colaboreze cu Iohannis, care zice să trecem în granița Ucrainei. Era să vadă lumea că vorbim de Dâncu, că după aia ne înjură că nu tratăm acolo, cu respect, da, da, evenimentele politice. Dâncu a demisionat. De nu, asta este o declarație prin care vântul... Dâncu! Schimbă! Mă, schimbă. Da. Dâncu încearcă să se poziționeze într-un mod banal.
dând Iohannis. Acum, știi cum a ajuns toată lumea să dă Iohannis. Nu cred că îi mai ia nimeni apărarea, nici măcar Claus Iohannis nu cred că îi mai ia apărarea lui Claus Iohannis. Nu e corect ce face Dâncu, e un gest politic. El ar fi trebuit să-și dea demisia, într-adevăr, pentru că, până la urmă, și instituția este o demisie în politică, așa cum nominalizarea și depunerea jurământului este o altă instituție. Cum preiei un mandat, îl și lași. Uitați-vă la englezii. Ce s-a întâmplat? Ăștia au schimbat trei prim-ministri unul după altul. Da? Deci nu e, ideea este că nu poți să rămâi în eternitate dacă ai făcut o gafă. Dâncu încearcă să ne spună că n-a făcut o gafă, că el de fapt nu s-a înțeles cu Claus Iohannis. Acum, dacă e să fie corect și ca să nu alimenteze speculațiile legate de un război cu Rusia, nu știu ce alte lucruri pe care le-ai mai spus și tu, să iasă să ne spună unde nu s-a înțeles cu Claus Iohannis, că înțeleg că erau doi strategi care mutau soldății pe hartă și nu se înțelegeau unde mută soldății. Păi de asta face ministrul apărării naționale? Unde nu s-a înțeles cu Claus Iohannis? Ce i-a spus Claus Iohannis să facă și el n-a vrut să facă pentru că am considerat că nu e în interesul României? E o declarație proastă, mă mir că Dâncu a făcut-o, pentru că deschide un front pe care mai bine lăsa închis. Chiar și dacă nu te-ai înțeles cu comandantul suprem al Forțelor Armate, cu președintele, nu spui așa ceva. Niciodată. Când ai un război la graniță. Adică despre ce vorbim? Adică că dai o declarație zăpăcită, poți să înțeleg că se mai întâmplă. Da? Pentru aia ți-asumi responsabilitatea și plecat. Plătești. Dar ce faci? Continui cu alta? Unde? Care este rostul instituirii unui sentiment de panică prin declarații prostești? Mă ierte Dumnezeu că nu-l consider pe Dâncu un prost, ca să fie clar. Ci doar ușor inadecvat pentru rolul ăsta. M-ai provocat, ți-am răspuns. Da. Eu rămân totuși cu un mare semn de întrebare apropo de această demisie, pentru că atunci când dai naștere la o astfel de chestiune, înseamnă că știi niște lucruri care urmează să se întâmple și nu vrei să fii părtaș la așa ceva. Adică s-a întâmplat ceva în ultima săptămână? Da. A divizia aeroportată, nu știu cât, a americanilor a sosit în România și se adună din ce în ce mai multe trupe în România. Un colonel în retragere american care spune așa, faptul că evoluția ulterioară a conflictului în Ucraina poate să amenințe liniile de aprovizionare din zona Lvov, deci liniile tradiționale, face ca Slovacia și România să devină o rută alternativă. Ăștia aduc tu pe aici pentru că trebuie să securizeze ruta, nu pentru că vor să atace Rusia. Hai să terminăm. Și cum securizează ruta? Păi cu trupe, cum poți să securizezi ruta? Adică ce fac trupelele? O securizează, exact asta fac. Deci că nu e vorba că n-am nevoie de două echipaje de poliție care să deschidă calea. Vorbim de rachete HIMARS, vorbim de tancuri care vor traversa Slovacia și România dacă pică ruta aia de aprovizionare. Na, și cum adică, mă întreb cum, dar ce crezi că alea merg așa ca cu DHL? Te întreb unde să securizeze, pe teritoriul ucrainean? Pe teritoriul României, că nu se duc în Ucraina. Și pe teritoriul României ar urma să se întâmple ceva dacă n-ar fi securizate? Deci dacă pică ruta aia de aprovizionare, se schimbă să fie alternativă. Armata ucraineană trebuie, ea n-are depozite de armament, ci este aprovizionată în mod constant cu rachete, în primul rând, că de ele vorbim. Ele trebuie, dacă pică ruta cu Polonia trebuie Slovacia să putească Slovacia în România, că alta nu mai există. Da. Vom vedea. Da, hai să dar vedem, că apropo de ce spuneai cu Dâncu, cred că nu. Lumea e interesată acum, cred eu, la 7 ani de zile de când nu mai sunt ziarist, mai mult de Simona Halep decât de Dâncu. Nu e adevărat. A trecut emoția cu Halep. Și cu Halep ce să mai spui? Au prins o dopată, s-a dopat. Da. Ce mai era oricum spre e o emoție. E o emoție pe internet. Într-adevăr era un simbol. De ce ajung sportivi în situația asta e foarte greu. Nu știu, tu poate știi mai bine. Că tu activezi, ești șeful unui domeniu. Eu am și urmărit-o mult timp. Nu, dar ești șeful unui domeniu în care și dopajul e o constantă. Da? Că e, mai ales că acolo e cu... De ce ajung oameni care sunt în... Și știu că urmează să fie testați. Deci nu e la un meci de box, mai ales când vorbim de... La box e mai puțin. La box se dopează lumea doar cu un singur chestie, cu furantril, care te ajută să elimini, să slăbești pentru categorie. Da. La box nu poate să te ajute ori... Mai simți durere. Mă rog, nu, în general 80% sau 90% din cazuri sunt cu furantril. Da. Dar de ce ajunge să se dopeze un sportiv? Tocmai pentru că simte nevoia să facă în continuare performanță, chiar dacă nu mai ajută instalația, nu? Că asta e, de fapt. Nu e neapărat o chestie mercantilă, pentru că Halep, din punctul ăsta de vedere, e un om asigurat.
Corect. Și lumea nu înțelege că nu contează că va urma un război în care ea va trebui și ea, vrei să spun ceva? Cum își poate demonstra ea că nu a avut intenția să... niciodată. Doar dacă îl prinzi, dacă prinzi un complot că cineva i-a pus, doar așa. Da, ne oprim aici, ne revedem mâine, orele 12, o să discutăm pe larg la acel moment, mai ales că se adună informații între timp și despre demisia lui Vasile Dâncu. Păi vom vedea ce spun Dâncu, impricinații, ca să zicem așa. Ce, cred că Ciolacu jubilează. Ciolacu e într-o situație foarte complicată. Mai întâi i-a cerut demisia lui Dâncu, după aceea îi lua apărarea lui Dâncu, acum iar va trebui să se declare de acord cu faptul că Dâncu a plecat din postul. Să fim serioși, nu cred că Dâncu a demisionat. Eu cred că a fost demis. Și cred că aici este Iohannis, pentru că Ciucă tocmai cel recalibrase, ca să spunem așa, în urmă cu câteva zile. L-a chemat la guvern pe Dâncu și ne-a anunțat părea că s-au calmat lucrurile și că l-a recalibrat. Acum l-a recalibrat. S-ar putea ca toate lucrurile astea să aibă legătură și cu o cerere din partea ucrainienilor, care totuși nu vor să lase, nu știu dacă ați văzut, eu am publicat acum dimineața în evenimentul zilei al 9 și 10, fără să știu că urmează să-și dea Dâncu demisia, întreg istoricul. Da. Deci i-a răspuns Zelenski, i-a răspuns șeful de cabinet al lui Zelenski, principalul consilier, cu răspunsuri foarte dure. Deci n-a fost o chestie care s-a trecut ușor cu vederea. Bă, asta e greșit. Nu, ucrainienii au luat-o foarte personal. Spunându-i chiar că, domne, pentru aia care vor să negociem cu Rusia, le spunem un singur lucru, să negocieze ei cu Rusia. Hai că urmează niște vremuri foarte interesante, ca să zicem așa. Ne întoarcem mâine. Toate bune!